face stadion până la urmă? Bun, fac stadion, să văd. Dacă intru la anul Liga Campionilor, iau 50 milioane, fac stadion. Dar problema e că și terenul ăla acolo unde îl fac, unde e baza. Acolo e teren 30 de hectare acolo și terenul ăla face el 100 de milioane teren. Păi ce faci? Dau și stric și terenul de 100 de milioane și mai bag și încă 50 ca să ce? Pentru ce? Ce ești nebun? Păi terenul ăla e scump, acolo are gura de metro, acolo. Și ce fac? Are valoare mare terenul. Nu convine să fac un stadion pe un teren cu valoare mare. Dar dacă intru în Liga Campionilor la anul, asta e de fapt acum e țelul meu, să mai demonstrez odată. Și după aia fac și stadion. Nu? O să vină și vremea aia. Cred. Nu promit. Am gând. Gândul e gând. Se realizează sau nu se realizează. Nu-i promisiune. Dacă ai zis da, după mâine mă duc și acum mă duc de treabă. Când a zis fac casă, am plecat acolo. Și am făcut casă. A doua zi. Eu când zic așa, așa fac. Eu nu zic că astea minciună. Ei mincinoși și le convine doar mă acasă frumos, liniștit, scoară la ta-la-la, ta-la-la și după aia lasă cu 1 miliardele de la zestea.